Atunci, onorați membrii ai Prezidiului, onorați invitați, stimate și stimați foști și actuali colegi, bine ați venit la Statiunea de Cercetare, Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, la această sărbătoare aniversară, generată de împlinirea a 60 de ani de la înființarea unității, a 60 de ani de cercetare-dezvoltare, a căror rezultate au fost puse în slujba agriculturii zonale, în slujba agriculturii naționale, în slujba tuturor celor care trudesc pe oarele țării pentru a produce pâinea noastră cea de toate zilele. Bine ați venit la stațiunea Secuieni și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Suntem deosebit de onorați să salutăm prezența astăzi la Secuieni a reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale București, a reprezentanților Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești, București, prin prezența domnului vicepreședinte, dr. inginer Aurel Batiu, împreună cu membrii corespondenți și titulari din cadrul Academiei. Salutăm prezența la manifestarea noastră de astăzi a reprezentanților Academiei Oamenilor de Știință din România, a domnului președinte al filialei Piatra Neamț. Salutăm prezența la stațiunea Secuieni a domnului rector, profesor universitar doctor Gerard Gitareanu, rectorul Universității de Științele Vieții din Iași, care este alături de noi, împreună cu distinse cadre didactice, foștii noștri dascăli, unii dintre dânsii. Salutăm prezența la stațiunea Secuieni a reprezentanților Consiliului Județean Neamț, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. De asemenea, sunt alături de noi reprezentanți ai primăriei municipiului Roman și salutăm prezența domnului primar Leonard Aghiriloaei, a domnului secretar și a consilierului domnului primar. Salutăm prezența la stațiunea Secuieni a domnișoarei director a Bibliotecii Municipale din Roman. Sunt alături de noi astăzi doamnele și domnii directori, împreună cu colegii cercetători de la Institutele Naționale, Stațiunile de Cercetare Dezvoltate și Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Suceava, instituții cu care stațiunea noastră are relații de colaborare bine dezvoltate. Salutăm de asemenea prezența în cadrul stațiunii noastre, astăzi la sărbătoare, a reprezentanților instituțiilor publice județiene, deci ai direcțiilor pentru agricultură Neamț, Bacău și Vaslui, a domnilor directori împreună cu colegii de la oficiile fitosanitare Neamț și Bacău și a domnului director de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Neamț. Salutăm prezența la Secuieni a reprezentanților marilor companii producătoare de pesticide, semințe și îngrășăminte, cu care unitatea are de asemenea relații de colaborare. Sunt alături de noi fermieri reprezentativi din această zonă de est a țării și salutăm și prezența domnului președinte, domnul Emil Bâlteanu, al Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice din această parte de est a țării. Este alături de noi presa locală, regională și națională și nu în ultimul rând, salutăm prezența la sărbătoarea de astăzi a foștilor salariați, ai urmașilor unor foști salariați și a actualelor salariați ai stațiunii Secuieni.
Tuturor vă mulțumim că ați dat curs invitației și vă adresez încă o dată urarea de bun sosit. Distinsă asistență, în acest moment aniversar, este meritoriu să ne gândim la cei care au contribuit la înființarea acestei unități. Să ne aducem aminte de toți cei care de-a lungul timpului au contribuit la continuarea și la dezvoltarea activității unității. Tuturor le mulțumim și vă mulțumim mult și dumneavoastră, oaspeților noștri dragi, care de-a lungul timpului ați sprijinit, ați susținut și ați popularizat rezultatele obținute de harnicul colectiv al stațiunii Secuieni. Sigur că în acest moment aniversar ne aducem aminte cu vioșenie și de cei dispăruți dintre noi, care de acolo de sus ne privesc. Noi îi asigurăm că nu i-am uitat și propun în memoria lor să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Distinsă asistență! Comitetul de organizare a sărbătorii de astăzi a propus un program de derulare a manifestării. Program care cuprinde, pentru început, salutul oaspeților și salutul din partea oaspeților. Urmează apoi o prezentare a activității și a rezultatelor obținute de colectivul stațiunii Secuieni, după care cuvânt din partea participanților și manifestarea de astăzi se încheie cu o masă festivă unde vom desprinde și concluziile întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și cu permisiunea dumneavoastră, vă rog să-mi îngăduiți să intrăm în programul manifestării noastre de astăzi. Aș dori pentru început să dau cuvântul oaspeților noștri, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, care dorește să adreseze un cuvânt de salut invitaților noștri la sărbătoarea de astăzi. Domnule vicepreședinte, poftiți! Bună ziua, oaspeților! Sunt deosebit de bucuros și onorat totodată să particip astăzi la un eveniment deosebit. O stațiune de cercetare și dezvoltare care 60 de ani de la înființare, din punctul meu de vedere, o performanță că a rezistat în timp, mai ales în ultimii 33 de ani. Practic, alaltă ieri, când discutam despre prezența mea aici, la eveniment, vreau să vă divulg un secret, faptul că mă uitam pe partea destul de importantă a zilei de joi, dar a venit doamna secretară de la Consiliul Județean care mi-a spus așa. A venit la Consiliul Județean o doamnă extrem de drăguță și a vorbit foarte frumos și vă rog să mergeți la evenimentul respectiv. Doamna foarte drăguță și care a vorbit foarte frumos, nu este nimeni altcineva de doamna director a stațiunii de cercetare la care ne aflăm astăzi, doamna doctor inginer Elena Dornuș, cu niciun proiect. Agricultura joacă un rol extrem de important, mai ales în contextul internațional al zilelor noastre. Din păcate, așa cum am văzut cu toții, poate că prea mulți ani de zile, mai ales după Revoluția din 1989, agricultura n-a fost salvată la nivelul pe care l-a primit comunitatea. Este îngrijorător faptul că în ultimii ani observăm din partea
decidenților politici, o atenție mai mare acordată acestui domeniu extrem important care este agricultura, atât în România, cât și la nivel mondial. Practic, iată că aceste situații de crize ne demonstrează faptul că fără agricultură, România ar avea de suferit. Se vorbește despre criză alimentară, se vorbește chiar despre foamete astăzi, în secolul 21, generată posibil, evident, de conflictul care se urmează astăzi în Ucraina. Din acest motiv, cred că este extrem de important ca toți cei care pot decide utilința agriculturii să se aplece mai mult asupra acestui domeniu, pentru că, făcând acest lucru, putem să ne asigurăm resursa alimentară și, totodată, să dăm acestei componente importante a economiei atenția pe care o merită. Observăm cu toții că, în anii buni agricoli, în România, situația economică la nivel național arată mai bine, ceea ce înseamnă că atunci când agricultura funcționează corespunzător și economia țării poate funcționa corespunzător. În 1962, când s-a înființat această Statiunea de Cercetare și Dezvoltare, populația globului era puțin peste 3 miliarde de oameni. Astăzi, după 60 de ani, populația lumii este de aproape 8 miliarde de oameni. 8 miliarde de oameni care trebuie să aibă acces la alimente, trebuie să aibă acces la resurse. Este evident faptul că astăzi agricultura nu se mai poate face după ureche, nu se mai poate face cu sapa și este nevoie de tehnologie și totodată de soluții inovative. Ne bucurăm că suntem membri ai Uniunii Europene și atunci beneficiem și de resurse financiare pentru a ne dezvolta acest sector extrem de important al României. Vreau să vă felicit pentru întreaga activitate desfășurată și vreau să vă urez tuturor mult succes în activitate. Pentru că suntem la momentul aniversar, dați-mi voie să vă spun atât din partea mea, cât și din partea instituției pe care vă reprezint, Consiliul Județean Neamț, la mulți ani, frumoși și răbdători. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Să știți că în ultima perioadă, la manifestările omagiale și manifestările științifice pe care le-am derulat, nu mulți vicepreședinți sau președinți de la conducerea județului Neamț au fost alături de specialiștii din agricultură. Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte adresate și noi vă asigurăm că stațiunea Secuieni își duce la îndeplinire misiunea pentru care a fost înființată în această zonă de est a țării. Vă mulțumim foarte mult! Îl rog pe domnul primar al municipiului Roman să adreseze cuvântul de salut al domniei sale audienței prezente. Mulțumesc tare mult pentru această ocazie deosebită. Onorat auditoriu, mă bucur tare mult că astăzi sunt aici prezent, invitat ca și primar al municipiului Roman, fără oarecare legătură cu agricultura. Dar vreau să vă spun un secret pe care unii dintre dumneavoastră știu. Tatăl meu este inginer agronom, a lucrat în această zonă ca profesionist la Secuieni, la Moldoveni. Ulterior a fost inginer agronom la fabrica de zahăr Roma, Agrana România în momentul de față. Și mulți din cei prezenți astăzi când sunt cunoscuți și colaboratorii de cursul timpului în diverse poziții pe care le-am avut. Nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Roman a apreciat excelența în anul 2022
oferind o diplomă de excelență pentru un angajat al stațiunii de cercetare și doamna inginer este aici și o felicit și o aplaudăm cu toții. Și am convingerea că de-a lungul celor 60 de ani, oamenii care au lucrat la stațiunea de cercetare, dezvoltare agricolă Secuieni, au pus în slujba profesiei lor tot ceea ce au avut mai bun. Așa cum sigur știți, academicianul George Ionescu Ușișești, cea mai importantă personalitate agronomie românești, spunea, ca națiune, ne-am legat speranțele de o ramură a economiei, agricultura. Uneori speranțele au devenit realitate, alteori speranțele au rămas doar speranțe. Dar oare cine transformă speranța în realitate? Oamenii au această menire, oamenii au această putere. De această dată, oamenii care au venit la realizările acestui loc, visă într-un mediul închis, o tură de o viață, de generații de cercetători și de specialiști. Este foarte important pentru fiecare instituție să-și cunoască trecutul, efortul deosebit, trădania în muncă și a tuturor celor care au contribuit la prestigiul acestei instituții, la evoluția sub toate aspectele ei. În acest context al crizei economice, sociale, o astfel de manifestare este deosebit de importantă. Și doresc și eu la acest aniversar să transmit la mulți ani multă sănătate întregului colectiv al stațiunii de cercetare de dezvoltare agricolă Secuieni, să le urez sănătate, putere de muncă, așa cum spunea doamna director, au trecut 60 de ani, dar au fost 60 de ani grei, cu muncă, cu trudă și cred că trebuie apreciat cu atât mai mult efortul și performanța care s-a făcut la această sănătate. La mulți ani, sănătate și putere de muncă! Eu vă mulțumesc în mod deosebit pentru că v-ați făcut mișa zahăr cu invitației noastre, sunteți astăzi alături de noi. Mulțumesc conducerii primăriei Roman pentru colaborarea cu stațiunea Secuieni de-a lungul timpului în organizarea manifestărilor omagiale dedicate și altor mari agronomi, cum este marele nostru agronom Ion Ionescu de la Brat, și împreună am organizat manifestarea generată de aniversarea a 200 de ani de la naștere. De asemenea, sunt convinsă că dumneavoastră și conducerea primăriei cunoașteți activitatea și rezultatele obținute la stațiunea Secuieni și așa cum ați precizat dumneavoastră, de-a lungul timpului, ele au fost premiate prin gala de excelență care ați organizat-o cu ocazia sărbătorilor orașului Roman. Vă mulțumesc mult! Dacă dintre invitați mai dorește cineva să adreseze cuvânt de salut în deschiderea întâlnirii de astăzi. Domnul vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice. Domnul Iasco, parte din prima noastră, chiar știu și pregătă și nu sunt mulțumesc. Eu n-am îndrăzut să fac la Mitoroșa, dar au rog să vă adresez la Mitoroșa și l-am făcut până la mine și iar mine îmi vorbim la stația să vă transmit. Termină, asta e un vice. Un eveniment deosebit din viața din nivel de cercetare și conținută agricolă, precum este stațiunea de cercetare de cercetare agricolă, cu 60 de microfoane de maxim anticantitativitate. Și acest eveniment constituie un proiect de rememorare și trecere obișnuită a realizărilor printre, dar și a proiectului pentru viitoare de viață. O analiză chiar sumară a istoriei de activitate într-un domeniu fundamental pentru zona de localizare a stațiunii, partea de vest, la
Ministerul Central, în ordonanță și Reglementul Acestui, are o efectă geografică de zicămiștea din mine, scoate în evidență la lucrurile de un important de vestiție. Multiplicarea și distribuția unor cantități importante de sănătate, în special de cultivare și cultură, trebuie să fie stătate o rumă și la rațiunea de plantă de mediul, înălcățirea și promovarea unor cultivare, sporirea astfel a producțiilor agricole și eficienței economice acestea de comunitate, elaborarea unor soluții suficiente de combaterea bolilor de mamăferilor comunitare specii de bani și 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 de bani. În bunătățirea sortimentului de specii de plante medicinale și aromatice și dezvoltarea la nivel de tratamente și tehnologie de cultivare la acestea. Aș spune ei, nu în urmă, viitorul probabil că va dezvolta teribil de noi această dimensiune a agriculturii care va trebui ca pe lângă plantele medicinale și aromatice de a trage industrială și fără spontană și să le aducă în zona de să vorbesc mai tare. Dincolo de sistemul de cercetare și producție vegetală, în stațiunea de cercetare de vegetală a Agricola Secuieni, s-a dezvoltat cu rezultate bune și un sector vorbim cel al vacilor de lapte, mireasa bună de Maramurești, lucru care nu a fost și în testul de lapte. Stațiunea de cercetare, dezvoltare și curineanți nu ar fi ajuns la prestigiu și nivelul regională, națională și chiar internațională, dacă nu ar fi avut un excelent colectiv de cercetare. Al cărui membri, prin realizări deosebite, au contribuit din plin atât la recunoașterea lor ca cercetători și specialiști, cât și la creșterea colectivului unitar. Valoarea managementului de nivel, la nivel de unitate, capacitatea științifică, capacitatea și nivelul laboratoarelor, precum și a temelor de cercetare abordate, a consacrat o unitate de elită a cercetărilor și a agriculturilor. Alături de alte activități, cu rezultate remarcabile, se înscrie și activitatea de consultanță tehnică și extensie făcută de către cercetători și personalul al stațiunii către sistemul agricol din zona de referință a activității stațiunii de la Secuieni. Acum, la aniversarea 60 de ani de la înființare, cu toate greutățile prin care a trecut, mai ales după 1990, stațiunea de cercetare de dezvoltare agricolă se înscrie în rândul celor mai prestigioase unități de cercetare de dezvoltare agricolă din lume. Meritul este al tuturor cercetătorilor și a personalului care a lucrat și lucrează în stațiune. Nu pot să nu remarc și cu ocazia asta, și cu ocazia acestui prestigios eveniment, meritul actualei echipe de conducere a stațiunii, în frunte cu doamna doctor inginerul Ana Cotuș, pentru menținerea activității de cercetare de dezvoltare la SCDA Secuieni. De asemenea, i-a luat mulțumit și un cald omaj pentru tot efortul depus pentru menținerea SCDA Secuieni la un astfel de nivel de performanță, pentru modul cum s-a implicat și se implică în conservarea patrimoniului stațiunii, dar mai ales pentru sprijinul care îl acordă activității și promovării tinerilor cercetători. Felicit de asemenea colectivul de la SCDA Secuieni și pe doamna director pentru modul în care s-a implicat și se implică în realizarea unor proiecte de importanță națională. Nu vă mai spun importanța proiectului.
verificarea impactului dinamică prin lucrurile asupra populației de albine care are, după părerea mea, în importanță de reclamă și publicitate. Felicit, nu în ultimul rând, îi felicit colectivul de cercetători de la Secuieni, nu numai pentru modul în care și-au înmaiat umanitate și de-a lungul anilor, dar și pentru numărul mare de articole științifice, cărți tehnice și de popularizare și umanitare publică. La mulți ani, prestigioasă stațiuni de cercetări agricole sunt. La mulți ani și fericiți ani, minunatului colectivul la cercetări sunt. Cu stimă și considerație, profesorul meu, Valeriu Tabără, președinte de Calc. Dacă ești secretar de secție, trebuie să ne lași și președintele de secție. Din păcate, doctorul Alexandru Pascu, care este președintele secției, a avut, are un eveniment în fericit în familie, așa că a zis, doctor, te duci acolo, citești, că ala altă de funcționat, nu te știu. Stimați colegi, aniversăm astăzi 60 de ani de la înființarea Secuieni de Neamț. Situată în Comunul Central Moldovenesc, practic în inima Moldovei, stațiunea de cercetări agricole Secuieni s-a asumat încă de la început rolul de avangardă la agriculturii de Neamț și din Moldova, prin abordarea de teme de cercetare de permanentă actualitate, care i-au permis să elaboreze cele mai eficiente tehnologii de cultivare pentru cultura specifică, culturile specifică. Stațiunea Secuieni s-a remarcat de-a lungul timpului, nu numai prin tematica abordată și prin cercetătorii și directorii care au lucrat aici și care au lăsat moștenire generațiilor actuale, dar și agriculturii central moldovene lucrăști în fizice deosebit de valoare și tehnologii care au dus la obținerea de producții tot mai mari și mai economice la publică. După Revoluția din 1989, se părea că va fi mai ușor, dar s-a dovedit că tot a fost numărul de administrat și continuat în timpul de al activității de cercetare. Este meritul actualei conducere în frunte cu doamna director, doctor Elena Totuș, care prin competență și diplomație a reușit să asigure continuitatea și dezvoltarea activităților de cercetare de dezvoltare ale stațiunii. Apreciem că, în prezent, stațiunea are un colectiv de cercetare tânăr, cu idei noi și dorim să ducă mai departe prestigiul stațiunii. Select secția Cultura Plantelor de Cărți, din ASAS, își exprimă satisfacția față de activitatea științifică a stațiunii, precum și pentru participarea activă la toate mesele locurile și acțiunile organizate de către secție și nu au fost puțini în urmă. Suntem convinși că secția Secuieni va rămâne în continuare în focul unităților de cercetare agricole în România. La această aniversare, vă dorim mult succes în activitatea de cercetare, de producere de sămânță, dar și în cea de obținere a rezultatelor cercetării în termenele de sămânță. Cu deosebită stimă, vă mulțumim la Alexandru Pascu, președinte de secție Cultura Plantelor de Cărți, din ASA. Mai am o partea prezidiului Academiei, Academia de Științe Agricole și Științifice în Gărbii Românești și Pești, conferă distinția meritoare de stațiuni de cercetare de dezvoltare agricole și pești, cu prilejul de mii a 60 de ani de la înființare și pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea cercetării și președinte Valeriu Tabără. Dânsa este pisică.
să vă zic? Mai multe, adică că le-a... Și dacă îmi permiteți, felicitări, tot să permităm acasă. Să mai sărbătate de 2-3-4-5. Mai sunt. Colectivul este tânăr, da, pentru și este timp. M-am și gândit. Și o să vă rog să-mi permiteți să zici câteva vorbe biblice. Toți antevorbitorii mei au pus în evidență importanța agriculturii și importanța noastră în această vorbă. Eu să mândru că am 12 medicine. Pentru economie, pentru viitor, vreau să vă spun experiența mea sinceră, citând din psalmist. Dacă mâncare nu e, nimic nu e. Domnule vicepreședinte, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi astăzi la stațiunea Secuieni. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat nouă colectivului de cercetători și specialiști de-a lungul timpului în derularea activității de cercetare, a activității de dezvoltare. Vă mulțumim și vă asigurăm pe dumneavoastră, pe domnul președinte, pe domnul președinte al secției de cultură a plantelor, de tot respectul și recunoștința mea și a colectivului de cercetători și specialiști ai stațiunii Secuieni. Vă mulțumim! Sper să mă invitați și la învățarea lui. Domnul profesor universitar, doctor general Cercetareanu, rector Universității de Științe de Vieții din Iași, președintele filialei ASAS Iași. Domnul rector, recunoștința noastră pentru urmăritașii care au
început activitatea în această stațiune, care au pus bază de cercetări și de producție, care au făcut cunoscut numele stațiunii din Sărbie, care stațiunea de acolo, Ioanele, în timp ce Ioanele de acolo, era, sigur, încă o ușoară competiție, științii și tehnologie. Și, sigur, această recunoștință vine până în zilele noastre pentru toți cei care au reușit prin muncă, prin foarte mult efort și gândire, să mențină stațiunea la un nivel ridicat, să o ajute și să o conducă în perioada timpului după 90 și astăzi să fie o stațiune care stă bine pe picioarele ei și care poate în continuare să producă sămânță, să producă și să pună la dispoziția colegilor din producție tehnologii și date științifice care să ajute la creșterea producției agricole. M-am bucurat să pot aduce o mică contribuție prin instituția pe care o reprezint la această sărbătoare și am reușit să livrăm acest volum în care domnul doctor Ioan Văzăreanu a coordonat lucrările care au fost prezentate cu ocazia sesiunii de aniversare a 200 de ani de la nașterea lui Ion Mărescu de la Prag. Vom continua și noi această omagie a ministrului agronom și umanitaș în zona noastră și vă invităm pe toți pe 20 octombrie la Iași, când în cadrul congresului de anual a universității, universitate care de anul trecut foarte numără schimbat de numirea de Universitatea de Științe de Vieții, multă lume a întrebat de ce a schimbat, că era mai bine. Eu ziceam că era mai bine Institutul Agronomului care l-am terminat eu, că era mai tânăr, alții spun că era mai bine creștin agronomică, pentru că așa s-a numit când erau studenți. Aceasta este trendul din Europa, se manifestă de cel puțin 15 ani și sunt cel puțin 25 de universități din țările Europei de vest și centrale care au devenit din universități agronomice, universități pentru sau de științele vieții, pentru că abordarea se schimbă, nu doar să producem hrană, pentru că noi producem hrană, am produs-o și noi producem, dar totul se face și trebuie făcut în concordanță cu cerințele mediu, cu sănătate, sănătatea populației și cu securitatea alimentară. Deci vă invit pe 20 octombrie, când vom rebrandui, să spunem, și încă o dată numele universității noastre. Vom aniversa 200 de ani, 180 de ani, pardon, 180 de ani, de la susținerea primului curs superior de agricultură din țările române, de către Ion Mărescu de la Prag, în cadrul Academiei Micăinene din Iași. Și atunci, logo-ul va fi Iași, Leagănul Învățământului Superior Agronomic. Credem că acest lucru va contribui la ridicarea prestigiului științelor agronomice din Moldova și a tuturor celor care au lucrat și lucrează în acest domeniu minunat. Din partea universității noastre, am adus o cantetă care să dumneavoastră pentru a ne aminti de această frumoasă sărbătoare și o diplomă în care vin să citesc doar cazul de final. Astăzi, la zi aniversară, performanțele dumneavoastră plătite și consolidate în spiritul exigenței în cercetare generează profundă admirație colegială și justiție de urarea Viva Pesca Floria, stațiunea de cercetare agricolă Secuieni. La mulți ani stațiunii, la mulți ani colegilor și colaboratorilor. Profesor Universitar Cercetare,
În primul rând, pentru că sunteți astăzi la Secuieni, știu că programul dumneavoastră este foarte aglomerat, de aici plecați la consorțiu la București. Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte adresate și pentru colaborarea deosebit de diversificată dintre Statiunea Secuieni și Universitatea Agronomică Ieșoană. Sper că mi-i plăduiți să spun așa. Dat fiind faptul că marea majoritate a cercetătorilor și specialiștilor care lucrează în această unitate sunt absolvenți ai Universității Agronomice Ieșeni. De asemenea, cei mai mulți dintre specialiștii noștri și-au continuat perfecționarea, pregătirea profesională prin masterat și doctorat, tot în cadrul Universității Agronomice Ieșeni. Ne-ați oferit prilejul și posibilitatea să participăm la sesiunile de referate, la congresele internaționale cu lucrări științifice și lucrările prezentate de colegii noștri au fost publicate în volumele de lucrări științifice ale universității. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc pentru colaborarea deosebit de fructuoasă cu editura Ionescu de la Brad, din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași, pentru că marea majoritate a volumelor de lucrări, a tehnologiilor de cultivare și a volumelor omagiale le-am editat prin editura Ionescu de la Brad. Vă mulțumim și vă asigurăm de tot respectul întregului colectiv de salariați ai stațiunii Secuieni. Domnul consilier superior, domnul Cătălin Iancu, de la Ministerul Agriculturii, dorește de asemenea să adreseze un cuvânt de salut participanților la manifestarea de astăzi. La doamnă, domnișoarele, domnilor, este un privilegiu să vorbesc, dat fiind faptul că aici e primul de domnul Dima, care cu 5 ani urmă era aici la masa asta. Este așa, da? Vreau să spun, mă bucur că particip la această manifestare la o asemenea de 160 de ani. Când am intrat pe poarta acestei stațiuni, m-a inscrit ce-am văzut, mâna gospodară. Sigur că într-o stațiune este greu de gestionat, pentru că fondurile nu se vin așa cum ți-ai dorit. Producția nu vine așa cum ți-ai dorit, adică zi de zi. Aici produci vara când nu vinzi, vinzi în coamă. Ai perioada aceea lună în care tragi de bani. Din această, ăsta este motivul pentru care trebuie să știi să gospodărești și acest puțin. Aici se vede. Din fericire, Ministerul Culturii încearcă să continue acest plan sectorial prin care temele de cercetare ale dumneavoastră, ale cercetătorilor, să fie mai mult sau mai puțin, nu știm exact, dacă frică pe mult singur nu sunt suficienți bani. N-am voie să o spun, dar o știți dumneavoastră foarte bine. Vă simțiți. Deci, acest plan sectorial va continua. În același timp, trebuie să știți că în noua politică agricolă comună, Uniunea Europeană, pune foarte mare bază pe conservarea resurselor genetice naționale ale fiecărui stat membru, atât de vegetală și animal. De asemenea, planurile naționale strategice vor ține foarte mult cont de cercetare, inovare, de formare personală. Aici, în mod sigur, dumneavoastră, veți avea un punct de vedere și de interacțiune cu tot ce înseamnă mediul agricol. Eu așa văd. Pentru că altfel, dacă cercetarea nu se duce în teren, din punctul de vedere, o facem degeaba sau îi lăsăm pe alții să vină să o pună la noi în teren. Vă mulțumesc, vă felicit, la mulți ani și multă sănătate tuturor. Pentru că sunteți la noi astăzi, la stațiunea Secuieni, pentru frumoasele cuvinte adresate și vă asigurăm că ținem aproape de programul ADER prin proiecte de cercetare. Și pentru noi sunt deosebit de utile acele proiecte pe care le câștigăm la licitație. Vă mulțumim foarte mult!
distinsă asistență. Cu aceasta, vă propun să trecem la următorul punct al ordinii de zi de astăzi, și anume la prezentarea activității și a rezultatelor obținute de colectivul de cercetători și specialiști ai statului Secuieni. Prezentare care va fi făcută de subsemnată. Aș ruga membrii prezidiului să le găsim locuri în sală, tocmai pentru a putea observa slide-urile din prezentare. Aici. Superioare și a animalelor de grăsime.
Sigur că la înființare, în anul 1962, tematica de cercetare a fost structurată pe 4 laboratoare de cercetare. Ulterior, în anul 1964, tematica de cercetare s-a diversificat, s-au constituit alte 6 laboratoare, pentru ca în anul 1973 să mai ia ființă 2 laboratoare, respectiv laboratorul pentru cultura plantelor textile și laboratorul pentru cultura plantelor medicinale și aromatice. Din 1973 și până în anul 2022, tematica de cercetare s-a restructurat, s-a reorganizat, s-a adaptat la cerințele agriculturii zonale, astfel că în momentul de față este inclusă în cadrul a 8 laboratoare de cercetare. La înființare, stațiunea Secuieni a avut un patrimoniu funciar de 4.364 de hectare. Patrimoniu care s-a menținut neschimbat până în anul 1989. După anul 1990, odată cu schimbările sociale și politice care au avut loc în țara noastră, patrimoniul funciar al stațiunii Secuieni a fost într-o continuă descreștere, astfel că la finele anului 2021, respectiv în momentul de față, stațiunea mai administrează în domeniul public și privat al statului o suprafață totală de 414,49 de hectare din toate categoriile de folosință, deci mai puțin de 10% din suprafața inițială. Pentru oaspeții care ne trec astăzi pragul sau ne-au trecut astăzi pragul pentru prima dată, trebuie precizat că stațiunea Secuieni este localizată în localitatea Secuieni, la o distanță de aproximativ 10 km de municipiul Roman, 40 de km de municipiul Bacău și între coordonatele geografice de 26 de grade și 5 minute longitudine estică, 46 de grade și 5 minute latitudine nordică și la o altitudine de 205,7 metri față de nivelul mării. În ceea ce privește condițiile ecologice, trebuie precizat că teritoriul stațiunii aparține culoarului Moldova-Siret, culoar ce cuprinde forme diferite de relief, de la ruta Siretului și a Moldovei și până la colinele subcarpatice. Sigur că diversitatea formelor de relief a generat și o diversitate de tipuri de soluri, astfel că în zonele mai colinare predomină solurile argilo-iluviale. În zonele mai coborâte predomină solurile molice, iar în Luca Siretului și a Moldovei solurile aluviale. Conținutul în humus al solurilor administrate de stațiunea Secuieni este cuprins între 2,3 și 3,1%. Iar în ceea ce privește reacția chimică a solurilor, aceasta este slab acidă pe o suprafață ce reprezintă 47,6% din total, moderat acidă pe o suprafață de 34,4% și slab alcalină pe o suprafață ce reprezintă 18% din total. În ceea ce privește aprovizionarea în elemente nutritive a solurilor, acestea sunt caracterizate ca fiind slab aprovizionate cu azot, moderat spre bine aprovizionate cu fosfor și bine aprovizionate cu potas. Referitor la condițiile climatice, trebuie precizat că stațiunea Secuieni este amplasată într-o zonă cu climat de tip temperat continental. Climat caracterizat prin primăveri scurte, veri călduroase și ieri aspre. Temperatura medie anuală,
monitorizată în cei 60 de ani de activitate a stațiunii, este de 8,9 grade Celsius. Luna cea mai rece din an este luna ianuarie, cu o temperatură medie multianuală lunară de minus 3,8 grade Celsius. Iar luna cea mai caldă este luna iulie, cu o temperatură medie lunară multianuală de 20,4 grade Celsius. Analizând însă datele climatice sub aspectul temperaturilor, în perioada ultimilor 15 ani, am constatat că temperatura medie anuală este în creștere, de la 8,9 grade Celsius, cât este media multianuală, la 9,6 grade Celsius pentru perioada 2006-2011, 9,9 grade pentru intervalul 2012-2016, ajungând la 10,1 grade Celsius, deci cu 1,2 grade Celsius mai mult decât media multianuală, pentru intervalul 2017-2021. Luna cea mai rece s-a menținut tot luna ianuarie, în schimb temperaturile au fost în creștere, de la minus 3,8 grade Celsius, cât este media multianuală, la minus 2,5 grade Celsius, cât am înregistrat în perioada 2017-2021. Luna cea mai caldă s-a menținut a fi pentru intervalul 2006-2016, tot luna iulie. În schimb, în perioada 2017-2021, luna cea mai caldă din an s-a dovedit a fi luna august, cu o temperatură medie lunară de 21,3 grade Celsius. Analizând anii din perioada 1962-2021, sub aspectul temperaturilor, am constatat că 64,4% dintre aceștia se caracterizează ca fiind ani normali. 15,3% din ani au fost caracterizați ca fiind ani răcoroși, 15,3% din ani ca fiind ani călduroși și 5% din ani ca fiind ani mai călduroși. Sub aspectul precipitațiilor, suma anuală a precipitațiilor pentru intervalul 1962-2021 este de 537 de milimetri. Luna cea mai ploioasă din an s-a dovedit a fi luna iunie, iar luna cea mai secetoasă, luna februarie. Analizând și precipitațiile din ultimii 15 ani, am constatat că acestea au fost în scădere, de la 537 de milimetri la 512 în perioada 2006-2011, 479 în intervalul 2012-2016 și 486 de milimetri în perioada 2017-2021. Luna cea mai ploioasă din an s-a dovedit a fi tot luna iunie, în schimb, luna cea mai secetoasă, în ultimii 15 ani, s-a dovedit a fi luna ianuarie, cu o sumă lunară a precipitațiilor mai redusă decât media multianuală lunară. Sub aspectul precipitațiilor, cei 60 de ani de activitate ai stațiunii Secuieni s-au caracterizat ca fiind în procent de 47,46% ani normal. 30,5% sunt caracterizați ca fiind ani secetoși și 22,4% din ani au fost caracterizați ca fiind ani ploioși, foarte ploioși, mai puțin ploioși. Deci, din datele climatice analizate pe ultimii 15 ani, este foarte clar că
că suntem martorii schimbărilor climatice, schimbări climatice caracterizate prin creșterea temperaturilor pe fondul scăderii precipitației. Nici anul agricol 2021-2022, pe care tocmai îl traversăm, nu este diferit față de ultimii 15 ani, atât sub aspectul temperaturilor, cât și sub aspectul precipitațiilor. După datele climatice înregistrate de la 1 octombrie 2021 și până la 22 iunie 2022, temperatura medie anuală este mai ridicată cu 1,5 grade Celsius față de media medie anuală pentru acest interval. Iar suma anuală a precipitațiilor este mai mică cu 191,7 mm față de suma anuală a precipitațiilor. Revenind la organizarea stațiunii, aceasta face parte din rețeaua de stațiuni zonale subordonată Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești, București. Zona de activitate a stațiunii Secuieni o constituie agricultura județelor Neamț, Bacău și Vrancea, dar în ultimii 20-25 de ani, rezultatele obținute la stațiunea Secuieni se regăsesc în toată zona de est a țării, multe dintre ele fiind prezente în agricultura națională a României. La fel ca toate stațiunile de cercetări zonale din subordinea Academiei, și stațiunea Secuieni este structurată în două sectoare, sectorul de cercetare și sectorul de dezvoltare. Principalul obiectiv al activității de cercetare îl constituie efectuarea de cercetări privind plantele cultivate pe terenurile arabile și avem în studiu o diversitate de specii, cu începere de la cerealele păioase de toamnă și primăvară, continuând cu porumbul, plantele uleioase, plantele textile, leguminoasele pentru boabe, plantele aromatice și medicinale și plantele forajere. Distinsă asistență. În perioada celor 60 de ani de activitate a stațiunii, conducerile unității au organizat evenimente aniversare din 5 în 5 ani, prezentând realizările din ultimii 5 ani, cele din anii anteriori fiind deja cunoscute. Prin urmare, și în prezentarea de față, am înmănuiat rezultatele obținute de colectivul de cercetători și specialiști ai stațiunii în perioada 2017-2021. În perioada analizată, tematica de cercetare a făcut obiectul proiectelor de cercetare obținute prin licitație, deci participante la competiții, a proiectelor de cercetare finanțate de la bugetul de stat prin atribuire directă, a proiectelor de cercetare finanțate din sursele proprii ale unității și a unor proiecte de cercetare derulate cu principalele companii producătoare de pesticide, îngrășăminte și semințe pe baza unor contracte bilaterale. Ca atare, în intervalul menționat, colectivul de cercetători ai stațiunii Secuieni a derulat și derulează 26 de proiecte de cercetare. Dintre acestea, 5 au făcut obiectul programului ADER 2015-2018. 12 proiecte de cercetare care fac obiectul programului ADER 2019-2022 sunt în continuă derulat. Am derulat un proiect complex în consorțiu cu 7 parteneri în cadrul Planului Național 3, proiecte complexe de cercetare-dezvoltare. Derulăm două proiecte mari, finanțate
finanțate din surse proprii, 6 proiecte finanțate de la bugetul de stat prin atribuire directă și anual am derulat 15 până la 17 proiecte aferente contractelor bilaterale. Realizarea obiectivului principal al activității de cercetare a stațiunii Secuieni se face prin derularea obiectivelor specifice. Și în cadrul obiectivului principal, derulăm mai multe obiective specifice și anume. Unul dintre ele este ameliorarea cânepii monoice în scopul creării și omologării de soiuri de cânepă monoică. Soiuri caracterizate prin adaptabilitate ecologică, prin rezistență la atacul organismelor dăunătoare, prin conținut redus în tetrahidrocannabinol, sigur, productivitate ridicată de cultiv și sămânță și pretabilitate la recoltarea mecanizată. Până în anul 2016, în cadrul stațiunii, s-au creat și omologat 8 soiuri de cânepă monoică. Este bine cunoscut că singura stațiune care are ca și obiectiv ameliorarea cânepii monoice este stațiunea Secuieni. Soiurile create și omologate sunt soiuri cu destinație mixtă, pentru sămânță și pentru culbin și fibră. Ca atare, capacitatea de producție a soiurilor create și omologate este cuprinsă între 700 până la 1600 de kilograme de sămânță pe hectar, cu capacități de producție de 6 până la 16 tone de culbin și cu un conținut al culbinilor cuprins între 20 și până la 32% fibră. Cu excepția primelor două soiuri, restul soiurilor create și omologate au un conținut în tetrahidrocannabinol mai mic de 0,2% atât cât impun normele europene. În perioada analizată, 2017-2021, la stațiune, s-au creat și omologat două soiuri de cânepă monoică. Unul a fost omologat în anul 2017, este vorba de soiul succesiv, un soi cu o perioadă de vegetație mai scurtă, pretabil a fi cultivat în cultură succesivă, de aici vine și denumirea, cu o capacitate de producție de 900 până la 1200 kg de sămânță. De fapt, acest soi este destinat cu precădere pentru sămânță. Cel de-al doilea soi a fost omologat în anul 2020, poartă denumirea de Olivia, este un soi cu destinație mixtă pentru sămânță și culbin, cu o capacitate de producție de 1600 până la 2000 kg de sămânță pe hectar, cu o producție de tulpini cuprinse între 9,5 până la 11 tone pe hectar, cu un conținut în fibra al tulpinilor de 20 până la 24%. Ambele soiuri au conținutul în tetrahidrocannabinol mai mic de 0,2%. În acest interval 2017-2021 s-au obținut și 3 brevete de soi. Unul, în anul 2017, pentru soiul de cânepă monoică rața, omologat în anul 2016, altul în anul 2020 pentru soiul de cânepă succesiv și în anul 2021 am obținut brevetul de soi pentru soiul Olivia. Parte din rezultatele obținute în cadrul acestui obiectiv specific au fost înmănunchiate și în această lucrare, lucrare care, la târgul Euroinvent de anul acesta, organizat la Iași, a obținut medalia de argint. De altfel, și alte rezultate obținute în cadrul obiectivului specific ameliorare cânepă monoică, participante la târguri internaționale și interne ale cercetării, la manifestări științifice interne și internaționale, au fost apreciate de juriile de specialitate cu medalii de bronz, de argint și de aur. Ameliorarea tropicalelor
constituie un alt obiectiv specific al activității de cercetare a stațiunii Secuieni. Este un obiectiv relativ nou pentru comunitatea noastră. L-am început în anul 2019 prin preluarea materialului genetic de ameliorare de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă de la Funia. Și scopul acestui obiectiv constă în aceea de a crea și omologa soiuri noi de ridicale cu adaptabilitate ridicată la condițiile zonale și cu capacitate ridicată de producție. Testarea ecologică constituie obiectivul specific care urmărește stabilirea adaptabilității față de condițiile pedoclimatice ale zonei a celor mai noi creații la majoritatea plantelor de câmp. Pe baza rezultatelor obținute în cadrul acestui obiectiv specific, introducem în procesul de multiplicare și extindem în agricultura zonală soiurile și hibrizii cu fetabilitatea cea mai ridicată. Și iată în tabelul de față prezentăm câteva din soiurile și hibrizii introduși în agricultura zonală în ultimii 15-20 de ani pe baza rezultatelor obținute în cadrul obiectivului de testare ecologică. Și în cadrul acestui obiectiv, parte din rezultatele obținute au fost înmănunchiate în două cărți, cărți care au fost elaborate și editate în anul 2021, odată cu finalizarea proiectului complex pe NETRI, iar această carte, SORBU, Tehnologii Inovative de Cultivare și Valorificare, a fost prezentată anul acesta la Târgul Euroinvent de la Iași și a fost apreciată cu medalia de aur. De fapt, și alte rezultate din cadrul acestui obiectiv, participante la târguri ale cercetării, la expoziții interne și internaționale, au fost apreciate de jurii, așa cum spuneam, cu medalii de bronz, argint și aur. Producerea de sămânță este un alt obiectiv specific care urmărește multiplicarea semințelor din vernici superioare, și anume sămânța amelioratorului, prebaza 1, prebaza 2, la soiurile recomandate de laboratorul de testare ecologică ca fiind cele mai pretabile. Și iată, aici avem câteva cifre privind cantitățile de sămânță pe diferite specii produse în cadrul acestui laborator. De remarcat este faptul că producțiile de sămânță obținute în procesul de multiplicare sunt foarte apropiate cu cele ale soiurilor și hibrizilor din culturi comparative. Și iată aici prezentăm producțiile medii obținute pentru perioada 2017-2021 la soiurile de grâu existente în procesul de multiplicare, comparativ cu producțiile din culturile comparative. Același lucru și la soiurile de orz și orzoaică de toamnă și primăvară, la ovăz și la soiurile de ridicat. Protecția sănătății plantelor este un alt obiectiv specific al activității de cercetare cu o tematică foarte diversificată. De la stabilirea structurii organismelor dăunătoare, la stabilirea bioecologiei speciilor dăunătoare dominante pentru culturile din zonă și până la elaborarea sistemelor de combatere integrată pentru complexul de agenți patogeni și dăunători la culturile agricole cu pondere în zona noastră de activitate. Iată în tabelele de față prezentăm entomofauna dăunătoare stabilită în ultimii ani la culturile de floarea soarelui și vedem că este destul de bogată, totalizează 16 specii de insecte dăunătoare. Iată în tabelul de față am făcut o monitorizare a nivelului populației de tanimetus și a atacurilor produse de aceștia la culturile de floarea soarelui, tratate la sămânță cu insecticide sistemice și în culturile netratate. Iată, am stabilit
ponderare lepidopterelor nocturne dăunătoare pentru majoritatea culturilor agricole din zonă, iar din anul 2017 am demarat cercetări aferente speciei de agrotica virgifera virgifera, un dăunător relativ nou pentru culturile de corun din zona noastră. Dacă până în anul 2016 prezența acestuia era doar sporadică în culturile de corun, cu începere din anul 2017-2018 și în continuare, populația înregistrează o densitate numeroasă, un zbor intens al adulților și de aceea, la Secuieni, am diversificat cercetările aferente acestei specii pentru stabilirea bioecologiei, a măsurilor de prevenire și combatere și, sigur, pentru monitorizarea atacurilor. Am continuat monitorizarea speciei Ostrimia nubilalis, iar la majoritatea culturilor agricole, ca la cultura de grâu din slide-ul de față, am stabilit structura agenților patogeni și momentele de aplicare a măsurilor de reducere a atacurilor. În anul 2021, prin derularea proiectului ADER-221, am înmănunchiat rezultatele obținute la cultura corumului în această carte intitulată Protecția culturilor de corum împotriva bolilor și dăunătorilor. Un alt obiectiv specific al activității de cercetare îl constituie agrofitotehnia culturilor, obiectiv care urmărește stabilirea sistemelor de recuperare a solului, a sistemelor de fertilizare și a momentelor de aplicare a îngrijămintelor și, sigur, urmărește dirijarea factorilor tehnologici și a interacțiunii acestora, respectiv densitate, fertilizare și epocă de semănat, în scopul obținerii producțiilor ridicate. Rezultatele obținute în cadrul obiectivului de agrofitotehnie, cumulate cu cele de la obiectivele deja prezentate, conduc la elaborarea tehnologiilor de cultivare noi, dar și la îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare existente. Și este bine cunoscut că la stațiunea Secuieni s-a creat deja o tradiție pentru colectivul de cercetători, ca din 5 în 5 ani să editeze câte un volum cu tehnologii de cultivare a plantelor de câmp specifice zonei Moldovei. Și iată în imaginea de față, avem ultimul volum de tehnologii, editat în anul 2020. Acest volum a fost prezentat în anul 2021 la Târgul Internațional al Cercetării Euroinventul de la Iași și a fost apreciat cu medalia de argint. Plantele medicinale și aromatice constituie un alt obiectiv al activității de cercetare, un obiectiv cu o tematică foarte diversificată, de la introducerea în cultură a unor specii noi de plante medicinale, solicitate de piață, datorită bogăției în principii active, la elaborarea tehnologiilor de cultivare pentru speciile nou introduse, la îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare la speciile existente și, sigur, terminând cu producerea de sămânță la speciile valoroase, în vederea extinderii lor în marea producție. Tematica acestui laborator se derulează atât în condiții de agricultură ecologică, cât și în condiții de agricultură convențională. Și în cadrul acestui obiectiv s-au obținut rezultate valoroase, parte dintre ele care au fost prezentate la evenimente specifice destinate cercetării, au fost apreciate cu medalii de bronz, medalii de argint, medalii de aur. Și în fine, ultimul obiectiv al activității de cercetare, dar nu cel din urmă, îl constituie stabilirea elementelor tehnologice în vederea înființării pajiștilor temporare și sigur că aici o componentă importantă
o reprezintă comportarea unor specii și soiuri de graminee și leguminoase perene în condițiile zonei noastre, în scopul înființării pajiștilor temporare. Iată câteva rezultate prezentate în cele două tabele referitoare la comportarea unor linii și soiuri de trifoi roșu și de lucernă în anii 2020-2021. Și în perioada 2017-2021, în cadrul sectorului de cercetare, a funcționat oficiul de calcul care a prelucrat toate datele obținute în urma observațiilor și determinărilor la obiectivele specifice prezentate. Cu un colectiv de 14 cercetători, din care un cercetător cu gradul științific 1, 3 cercetători cu gradul științific 2, 4 cercetători cu gradul științific 3, 3 cercetători științifici, 3 asistenți în cercetare și un analist programator, în intervalul 2017-2021, s-au obținut rezultate constând în elaborarea, prezentarea și publicarea a 173 de lucrări științifice, din care 107 au fost publicate în reviste cu cotație BDI, 18 în reviste cu cotație ISA și 48 în reviste de popularizare, cele mai multe în oferta cercetării editată de Academia de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești, București. În acest interval, așa cum am precizat, s-au omologat două soiuri de cânepă monolită, s-au obținut 3 brevete de soi, iar prin derularea proiectului complex, împreună cu partenerii noștri, și în sală îl avem pe domnul director și colegii de la Institutul de Mecanizare, căruia îi mulțumesc pentru colaborarea deosebită cu stațiunea Secuieni și implicarea deosebită în acest proiect, am obținut 3 brevete de tehnologie. De asemenea, rezultatele obținute de colectivul de cercetători ai stațiunii noastre au fost înmănunchiate în 7 cărți editate în câte un tiraj de 400 de exemplare per carte, 2 broșuri editate tot într-un tiraj de 400 de exemplare per broșură, iar cu diverse ocazii s-au editat 16 variante în câte 400 de exemplare fiecare. În această perioadă 2017-2021, la stațiune am organizat 32 de manifestări științifice și de popularizare, dar trebuie să ținem cont că în această perioadă 2 ani au fost cu restricții datorită pandemiei de COVID. Și abia în al doilea an ne-am familiarizat cu prezentările și participările online. Și colectivul de cercetători ai stațiunii Secuieni a participat la 79 de manifestări științifice și de popularizare organizate de alte instituții, iar participarea cercetătorilor noștri a fost de cele mai multe ori o participare activă prin prezentarea de comunicări și lucrări științifice. În această perioadă, rezultatele obținute în cadrul sectorului de cercetare au fost apreciate prin acordarea a 3 premii de către Academia de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești, București. Este vorba de 2 premii Iuliu Prodan și un premiu Nicolae Săulescu. Rezultatele au fost apreciate prin acordarea a 30 de medalii, dintre care 15 medalii de aur, 10 medalii de argint și 5 medalii de bronz. Al doilea sector al unității noastre, sectorul de dezvoltare, este de fapt un continuator al activității de cercetare. Aici se verifică tehnologiile nou create sau tehnologiile îmbunătățite. Aici
se verifică tehnologiile de creștere și exploatare a taurinelor din rasa română de maramuri. Se continuă procesul de multiplicare a semințelor în categoriile biologice bază și uneori certificată 1. Sectorul de dezvoltare al unității este de fapt sectorul care asigură legătura dintre activitatea de cercetare și agricultura zonală. Sectorul de dezvoltare este structurat în 3 laboratoare experimentale, un laborator experimental vegetal, unde se multiplică semințele la culturile agricole, un laborator experimental mixt de creștere și exploatare a taurinelor din rasa bună de maramureș și un laborator experimental de prelucrare și condiționare a semințelor, de fapt prelucrare, uscare, prelucrare, condiționare, tratare. Și sigur o secție de mecanizare care deservește întreaga unitate. Structura culturilor cu fluctuații foarte reduse de la un an la altul se prezintă ca în graficul de față. Iată, în tabelul de față prezentăm producțiile medii de sămânță obținute la principalele specii la care stațiunea produce sămânță pe an. Iar în grafice prezentăm producția medie pentru intervalul 2017-2021 și variațiile de producție pentru acest interval. După cum putem vedea, la grup, producția medie pentru intervalul 2017-2021, producția medie de sămânță, a fost de 5.520 de kg pe hectar, cu fluctuații cuprinse între 3.760 de kg pe hectar în anul 2021, când am obținut producția cea mai scăzută, și până la 6.090 de kg pe hectar în anul 2018, când am obținut producția cea mai ridicată. Dawers, producția medie de sămânță pentru intervalul amintit este de 5.580 de kg pe hectar, cu fluctuații cuprinse între 4.330 kg pe hectar în anul 2020 și până la 7.024 de kg pe hectar în anul 2021. La soia, producția medie pentru intervalul 2017-2021 a fost de 1.958 de kg. Cea mai mică producție am înregistrat-o în anul 2020, de numai 950 de kg pe hectar, iar cea mai mare producție în anul 2018, de 2560 de kg pe hectar. La porumb, de data aceasta, la porumb boabe destinate consumului, producția medie pentru intervalul 2017-2021 a fost de 7.249 de kg, cu variații cuprinse între 3.306 kg pe hectar în anul 2020, când am obținut producția cea mai mică, și până la 10.155 de kg în anul 2018, când s-a obținut producția cea mai ridicată. Iar la floarea soarelui, producția medie pentru perioada amintită a fost de 2.236 de kg pe hectar, cu fluctuații cuprinse între 1.130 de kg în anul 2020, când am înregistrat producția cea mai mică, și până la 3.000 de kg în anul 2019, când am înregistrat producția cea mai ridicată. În zootehnie, efectivul mediu de taurine din rasa bună de maramureș a fost în scădere. De la 218 capete, cât am totalizat în anul 2017, la 184 de capete, cât am totalizat în anul 2021. În schimb, producția de lapte a fost în creștere. De la 4.918 litri pe cap de vacă furajată în anul 2017, la 6.101 litri pe cap de vacă furajată în anul 2021. Iar producția de lapte pe cap de vacă musă
a fost de 6.164 de litri în anul 2017, ajungând la 7.922 de litri în anul 2021, ceea ce pentru rasa bună de Maramureș este o producție mai mult decât mulțumitoare. Cantitatea de lapte produsă în cadrul exploatației zootehnice a stațiunii este valorificată în procent de 17% ca necesar propriu pentru furajarea vițeilor mici și aici intră și o cantitate de lapte neconform recoltat de la efectivele aflate în tratament. În schimb, 66% din cantitatea de lapte produsă o prelucrăm în stația proprie a unității și producem produse lactate sub formă de brânză de vaci grasă, smântână și telemea. Pe acestea le valorificăm la vrac. Producem de asemenea lapte pasteurizat la pungă cu un conținut de 1,8% grăsime, iar începând cu anul 2021 și în anul 2022, ne-am diversificat produsele lactate prin obținerea produselor acidofile, respectiv chefir, iaurt, sana și lapte bătut. Toate aceste produse le valorificăm prin magazinul propriu, un magazin existent pe piața Romanului, într-un spațiu închiriat de la primăria municipiului Roman, dar și către diversi beneficiari cu care avem încheiate contracte de comercializare. Iar 17% din producția de lapte obținută o valorificăm către terți și suntem nevoiți să facem lucrul acesta, deoarece în perioada de vară, stația de prelucrare a laptelui intră pentru o lună de zile în reparații, revizii, remont și tot ceea ce înseamnă igienizare. În perioada 2017-2021 am valorificat și material de căsire, constând în 31 de capete de junici și un tăuraș de căsire. Sigur că aceasta este menirea noastră a stațiunii Secuieni, de a extinde rasa bună de Maramureș către exploatațiile zootehnice zonale. Rezultatele obținute în cadrul acestui laborator experimental, participante la Indagra sau la târgurile zonale de zootehnie, au fost apreciate cu diferite premii, medalii, iată în anul 2019 am obținut diploma de merit acordată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru producția de lapte obținută în anii 2017-2019 la taurinele de rasa bună de Maramureș. În anul 2017 am participat cu câteva capete la târgul de zootehnie de la Vaslui, iar efectivele noastre au fost apreciate cu premiul special la categoria taurine rasa bună de Maramureș. În anul 2021, 10 capete au fost selectate ca fiind mame de taur, iar la Sertest Craiova se găsește taurul Primo cu codul 20206 provenit din exploatația zootehnică de la stațiunea Secuieni. Sigur că și pentru animale există târguri și concursuri de mis. Iată că în anul 2021 Asociația Pescătorilor de Taurine Brună de Maramureș, cu localizarea la sediul Marmației, a organizat un astfel de concurs și exemplarul acesta a provenit de la stațiunea Secuieni, a candidat la titlul de Miss Brună 2021, fiind un exemplar care a întrunit condițiile de rasă și productivitatea de 30 de litri de lapte pe zi, cu un conținut de 4,7% grăsime.
Analizând indicatorii economico-financiari, dacă ne referim la cifra de afaceri, vedem că aceasta a fost în creștere de la 5.791,8 mii de lei în anul 2017 până la 6.402,5 mii de lei în anul 2021. În toți anii, veniturile obținute în cadrul stațiunii Secuieni au fost mai mari decât cheltuielile realizate. Așa se face că la finele anilor, dar și la finele perioadei, rezultatul net al exercițiului financiar contabil a fost pozitiv de 798,9 mii lei ca medie, cu variații cuprinse între 687,4 mii lei în anul 2020 și până la 975,6 în anul 2018. În unitate, în acest interval, au activat 105 până la 108 salariați. Dintre aceștia, 30 lucrează în sectorul de cercetare, 53 în sectorul de dezvoltare și 23 în administrație și în sectorul economic. O preocupare permanentă a conducerii unității, a colectivului de cercetători și specialiști ai stațiunii, a constituit o dotare a laboratoarelor cu aparatură și tehnică de laborator, a câmpurilor experimentale cu tractoare și mașini agricole specifice, cu combină pentru recoltat parcele experimentale, a sectorului de dezvoltare, de asemenea cu tractoare, mașini agricole specifice și, sigur, dotări timide, așa am făcut și în sectorul zootehnic, prin achiziția acestei remorci tehnologice, a unei combine de recoltat curaje, și, de asemenea, dotări sumare și la stația de uscat și condiționat semințe. O preocupare permanentă a colectivului de cercetători și specialiști ai stațiunii a constituit-o popularizarea și implementarea rezultatelor cercetării, care se realizează prin referate, comunicări științifice, prezentate și publicate în revistele de specialitate, prin organizarea de simpozioane și mese rotunde în cadrul stațiunii Secuieni, prin demonstrații practice cu cultivatorii de plante din zona noastră, în câmpurile experimentale, în loturile de verificare, în loturile demonstrative. De asemenea, alte căi de popularizare sunt elaborarea de volume proprii cu lucrări științifice, elaborarea și editarea de volume cu tehnologii de cultivare a plantelor, de lucrări de popularizare, de volume omagiale pe care le-am editat cu prilejul manifestărilor omagiale organizate în unitate. Și cu prilejul manifestării de astăzi, am elaborat și editat acest volum omagian pe care dumneavoastră îl aveți în mapele pe care le-ați primit. De asemenea, am reeditat catalogul speciilor și soiurilor de plante recomandate de stațiunea Secuieni pentru agricultura din cercul Moldovei, catalog care ajunge în posesia fermierilor și a cultivatorilor de plante de câmp, odată cu preluarea seminței de la stațiunea Secuieni. O modalitate de implementare a rezultatelor o constituie valorificarea cantităților de sămânță din categorii biologice superioare produse în cadrul unității și sigur că aceasta este și principala noastră sursă de venituri proprii. Și în intervalul 2017-2021 am valorificat 7.815 tone de sămânță cu variații anuale cuprinse între 1.280 de tone, cât am valorificat în anul 2020, și până la 1.865 de tone, cât am valorificat în anul 2021. Pe baza
rezultatelor obținute în cadrul stațiunii, iată care este și oferta stațiunii Secuieni pentru agricultura zonală. Stațiunea Secuieni oferă agriculturii zonale și nu numai, tehnologii de cultivare specifice zonei la principalele culturi agricole. Stațiunea oferă soiuri de gâne pomonorică. Stațiunea oferă semințe din categorii biologice superioare, respectiv categoria biologică bază, la principalele culturi agricole și vedeți că numărul acesta este, numărul acestora este destul de diversificat. Stațiunea oferă sămânță, material vegetal și materii prime la plantele medicinale și aromatice. Oferă soluții, răspunsuri și variante la problemele agriculturii zonale generate de variații ale mediului, ale factorilor de mediu. Și am văzut cu toții că traversăm o perioadă de profunde schimbări climatice. Stațiunea efectuează prestări de servicii în prelucrarea semințelor, constând în uscare, condiționare, calibrare, tratare și ambalare. Și nu în ultimul rând, stațiunea oferă material de grăsimă, junici și tăuraș din casa bună de Marea Mureș, unul din puținele nuclee rămase în România. Iată și câteva aspecte din câmpurile experimentale. Din câmpurile de producere sămânță categorii geologice superioare, iată și din zone ignie, tineretul Daurin, categoria 06, Viței și Vițele, iată și efectivul Mână de Marea Mureș. Distinsă asistență. Rezultatele prezentate au fost obținute de un colectiv de cercetători și specialiști care, pe departamente, se prezintă astăzi și aș dori să-i prezint ca să-i cunoașteți și dumneavoastră. Deci, conducerea, la finele anului 2021, conducerea unității a fost asigurată de subsemnată. Conducerea economică a unității de doamna economist, rotativul Ilie Brândușa, și o rog să prezentă aici, pe care cred de asemenea că o cunoașteți. Conducerea științifică de către doamna doctor Margareta Naie, cercetător științific. Serviciu marketing, achiziții publice și aprovizionare de domnul doctor inginer Dumitru Toduș. Serviciu financiar contabil de doamna economist Laura Cazacu. Birou resurse umane de domnul inginer Renus Pisecaru. Serviciu tehnic de domnul inginer Mihail Murnărescu. Oficiu juridic de doamna consilier juridic Sorin Petronela. Tematica sectorului de cercetare pe obiective specifice. Ameliorarea climonoice, tematică derulată și coordonată de colega doctor inginer Iana Lorena Popa, cercetător științific gradul 2. Împreună cu colega doctor biolog Andrei Alexandra Bugurus, cercetător științific gradul 3, dar care este în concediu pentru creșterea celui de-al doilea toplaș. Tematica laboratorului de fizicală, un laborator nou, este derulată de două colege tinere, respectiv de colega doctorant inginer Maria Diana Barcan și de domnișoara inginer Andreea Sabina Ieșanu, asistent în cercetare.
redresare ecologică este derulată de colega noastră, doctor inginer Simona Florina Misticioari, cercetător științific gradul 2, dar care este în concediu pentru creșterea copilașului. Și de tânăra noastră colegă, doctorand inginer Andreea Pintilie, asistent în cercetare. Tematica laboratorului de protecția plantelor este derulată de subsemnata împreună cu tinerele mele colege, doctor inginer Pintilie Paula Lucetea, cercetător științific, dar care împlinește condițiile de promovare în gradul de cercetător științific 3 și pe data de 28 iulie avem planificat organizarea examenului. Și mai tânăra colegă, doctorand inginer Amargale Roxana Georgiana, cercetător științific. Tematica de agrofitotehnia culturilor este derulată de doctor inginer Leonte Alexandra, cercetător științific 3, care a preluat tematica în anul, în primăvara anului 2020, prin plecarea la pensie a doamnei doctor inginer Cornelia Lupu, care este prezentă în sală. Tematica laboratorului de plante medicinale și aromatice este derulată de colega noastră, doctor inginer Oana Mărsan, cercetător științific de gradul 3, dar care este în concediu de creștere a celui de-al doilea program. Tematica este inclusă în tabel, tematica de producere de sămânță, coordonată de tânărul nostru coleg, asistent în cercetare, doctor Stariu. Sectorul de dezvoltare are următoarea componență. Laboratorul experimental vegetal Secuieni este coordonat de tânărul inginer Alice și Pristicioare. Laboratorul experimental mixt de la Tinești îi coordonat de domnul doctor, medic veterinar Dragoș Nechipor. Iar activitatea derulată în cadrul stației de prelucrare a plantelui de către colega noastră, doctor inginer Iuliana Dor. Întreaga activitate a laboratorului experimental de uscat, condiționat și calibrat semințe este coordonată de colegul nostru, inginer Dragoș Lăbănescu. Iar sectorul de mecanizare de către maestru Mihăilă Bolivă. Sigur, împreună cu eșalonul al doilea, tehnicienii, economiștii, contabilii, muncitorii și mecanizatorii, toți au contribuit la obținerea rezultatelor prezentate. Distinsă asistență. Ca o concluzie generală, pe baza rezultatelor prezentate, referitoare la stațiunea Secuieni, este aceea că unitatea este în momentul de față o stațiune vizibilă și credibilă în rândul unităților de cercetare și dezvoltare agricolă. Este stabilă din punct de vedere economico-financiar. Este o unitate care răspunde preocupărilor agriculturii zonale, îndeplinindu-și menirea pentru care a fost înființată. Prin urmare, eu consider că activitatea din cadrul stațiunii
continuată trebuie adaptată la cerințele agriculturii zonale, pentru că, așa cum spunea marele nostru Gheorghe Ionescu Șișești, pe la anul 1935-38 este perfect valabil și astăzi, și anume că multe se pot importa dacă vom avea banii necesari. Dar nu putem importa ceea ce este specific condițiilor naturale, cu referire specială la tehnologiile și sistemele de cultură a plantelor agricole. Cu aceasta am încheiat prezentarea activității și a rezultatelor obținute de colectiv comunității în acest interval. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă să mă ascultați. Și închei prezentarea cu urarea de la revedere în anul 2027, la cea de-a 65-a aniversare. Sigur că urarea o fac în numele colectivului de cercetători și specialiști ai stațiunii, în numele generației tinere, pentru că până în anul 2027 este o perioadă lungă, iar eu mă apropii de apusul activității mele profesionale, dar mi-aș dori foarte mult ca urmașii mei și tânăra generație să continue cu organizarea de manifestări omagiale la stațiunea Secuieni. Vă mulțumesc încă o dată!